să încerc să iau de aici cu clata asta. Atâta este suficient. La suprafață ar trebui să fie cele puține celule cu ADN de la lupul respectiv. Pentru a stabili câți lupi trăiesc într-o zonă, prelevarea probelor organice din care să se poată extrage ADN-ul fiecărui exemplar reprezintă cea mai exactă metodă științifică. Ulterior, probele sunt analizate genetic în Slovenia. Colectăm probe de ADN din excremente, urină pe zăpadă sau mai rar fire de păr pe care lupii le lasă, știu eu, într-o buturugă sau într-un gard la marginea pădurii și așa mai departe. Se estimează că pe o suprafață de 100.000 de hectare trăiesc 2-3 lupi. Este un număr semnificativ mai mare decât în țările din Europa de Nord. Dacă se rezolvă conflictul între oameni și sălbăticiuni, fauna munților Făgăraș ar putea reprezenta o atracție pentru turiști. Conceptul nostru să rezolvăm pe de o parte aceste conflicte și pe de altă parte să promovăm natura, să promovăm munții Făgăraș pentru un turism internațional. Urșii și lupii au provocat atât de multe pagube locuitorilor din nordul județului Argeș, încât mulți dintre ei au renunțat să mai crească animale de curte. N-am vite, n-am porc, dar când iarna e cu zăpadă multă și ger și nu găsesc mâncare pe sus, vin, coboară și în sat și fac pagube. Amenințat cu extinția, lupul este pe lista speciilor de animale protejate. În România, datele oficiale arată că sunt în jur de 2500 de lupi răspândiți pe tot lanțul carpatic, în zone de dealuri înalte și munți de joasă altitudine.